Blefaroplastia este intervenția la nivelul ploapelor, ca să știm la ce parte anatomică ne referim. Înseamnă o intervenție, o corecție la nivelul ploapelor. Ploapele sunt niște structuri foarte, foarte inteligente, fiind atât de fine și cu rol mare de protecție a globului ocular, ele și de aceea și intervenția la nivelul ploapelor este la fel de migăloasă, necesită multă atenție și de aceea și rezultatele sunt extrem de vizibile. Ochii sunt în centrul feței, orice intervenție la nivelul ochilor este foarte vizibilă. Când recomandăm operația? Când avem de-a face cu surplus de piele, atât la nivelul ploapei superioare, cât și la nivelul ploapei inferioare, cu acele pungi de grăsime, surplusul de piele, grăsimea care este vizibilă și care n-ar trebui să fie așa, ne îmbătrânesc. Deși noi avem 40 de ani, ochii noștri spun că avem altă vârstă. Există cazuri pur estetice, când mă deranjează să zic că nu pot să-mi pun make-up la nivelul ploapei și vreau să arăt bine într-o seară și mi se întinde totul și din cauza că surplusul de piele în unele cazuri poate să ajungă și până la marginea genelor sau poate să fie funcțional când sub acest surplus de piele este optoză, adică o cădere aproape. Ploapa superioară este destul de prietenoasă, mai prietenoasă decât cea inferioară, operația fiind complet diferită. Ce facem la ploapa superioară? Ne ocupăm de surplusul de piele. Dacă avem o oarecare ptoză, o corectăm și pe aceea. Dacă avem la colț, la unghiul intern al ochiului, acele pungi de grăsime, ne ocupăm și de ele. Acea grăsime poate fi excizată foarte puțin, cât să nu se mai vadă ca o gogoșică acolo, sau poate fi mutată din locul ei, transpoziționată, ca să reușim să obținem acel contur uniform și tânăr al ploapei. Incizia se face exact în pliul de flexie al ploapei, de aceea cicatricea este invizibilă, nu se vede decât dacă închizi ochii și dacă, nu știu, te uiți foarte atent. Ploapa inferioară, în schimb, da, e un pic mai complicat și ca intervenție și ca vindecare. Nu mult mai complicat, în sensul că după cele 5 zile când se suprimă firele mai trebuie purtate niște pansamentele câteva zile în plus și poate să persiste edemul un pic mai mult, dar intervenția se desfășoară total diferit pentru că se face o disecție destul de profundă până la marginea orbitei. Incizia se poate face transcutan, adică intrăm pe la marginea genelor puțin prelungit în lateral atunci când avem laxitate de mușchi, laxitate de piele, trebuie să remodelăm grăsimea în profunzime, sau se poate, în cazul în care avem de a face doar cu pungi și pielea și mușchiul sunt ok, se poate face transconjunctival. Se intră pe dedesubt, fără niciun fel de incizie la piele. Sunt două metode cu indicații foarte clare. De asta e bine ca, în general, intervenția să se desfășoare cu anestezie locală, pentru ca pacientul să fie prezent, să poată să deschidă ochii, să se uite peste cap, să poată deschide gura, mimica feței să fie păstrată, pentru că dacă rezecăm foarte mult, prea mult din piele, se pot întâmpla complicații, așa numit ectropion, când pielea rămasă prea puțin, poate să tragă de marginea ploapei și atunci să fie cu adevărat complicații. Aici sunt relativele probleme cu blefaroplastia inferioară. De aici toate întrebările, toate discuțiile legate de oare o să rămân cu ochiul așa, oare... Efectele se văd din sală, în clipa în care am terminat operația, dacă te uiți comparativ la unul față de celălalt, e clar că schimbarea este e vizibilă din start, doar că ulterior, în primele ore, așa, ploapa începe să se umfle, pot apare mici vânătăi, vânătăile sunt strict legate de fragilitatea capilară a fiecăruia, pentru că noi lucrăm cu instrumente foarte fine, pentru că ploapa este extrem de bine vascularizată. De aceea se umflă, se minețește foarte mult imediat în primele zile, după care se vindecă la fel de repede și de frumos. Nici nu trebuie foarte multă răbdare, adică firele se suprimă la 5 zile, după 5 zile practic vânătăile pălesc, edemul se remite și pentru o blefaroplastie superioară la 2 săptămâni arată impecabil. La o lună deja este wow, la 3 luni, la 6 luni și tot așa efectul este din ce în ce mai frumos. Cicatricea se șterge devenind aproape invizibilă.
etapa inferioară, un pic de masaj, un pic de răbdare, să se retragă edemul, dar la fel. Și ea când se vindecă, se vindecă foarte bine.